Так. Am înțeles că joi vor să facă, joia aceea. Thank you.
deja pri prvom de divorc. Stimați concetățeni, la Mihai Viteazu este o tradiție să sărbătorim ziua localității în prima duminică a lunii august. Astăzi suntem la 12-a ediție. Salut prezența între noi a domnului deputat Matei Ondraș, nu știu dacă este aici, pe domnii consilieri, pe preacuternici părinți, iar printre noi se află primarii de la formațiile invitate, primarul din satul lung, domnul Mureșan, stați că am o listă așa mai așa, Mureșan Bujorel, da? Domnul viceprimar Grosan Vasile, tot de la satul lung, de la Horatul Crasnei, domnul primar, da? De cine mai avem? Doamna viceprimar de la Tureni. Și... și cam atât, da? Ce? Cam atât. A, și... prietenii noștri care vin anual din Ungaria, satul înfrățit, din Șaretul Dvării, domnul primar Kis Tibor. Cred că acum intră pe poartă. Și mai avem domnul primar din de lângă Peci, tot din Ungaria, două persoane au venit, domnul Gabor. Nu știu dacă se află aici. Deci avem o reprezentație destul de serioasă, iar avem un motto care spune așa: veșnicia s-a născut la sat, a spus Lucian Blaga. Festivalul de la Mihai Viteazu, la 12-a ediție, are o importanță deosebită în păstrarea tradițiilor și obiceiurilor portului și cântecului, jocului popular, într-un context în care modernismul a ajuns în cele mai izolate localități. Este important să continue pentru că e singura manifestare care îmbină tinerețea cu tradiția și obiceiurile păstrate într-un suflet curat, într-o lume bulversată care a luat-o razna. Trebuie să avem o mare preocupare pentru păstrarea elementelor populare care definesc identitatea noastră ca nație, inclusiv obligația în fața moșilor și strămoșilor noștri care au clădit temelia acestor tradiții. Iar noi trebuie să continuăm prin a pune cărămidă peste cărămidă. Altfel, moda stricătoare de datin face din noi niște anonimi. Fiți europeni, dar nu uitați să fiți și români. Asta a fost din invitație scris de către domnul primar. Acum să vă prezint și formațiile care participă. Ansamblu folcloric Arieșana Mihai Viteazu. Ansamblu folcloric Fiii Moților din Mihai Viteazu. Formația de dansuri populare maghiare Rüdeg din Mihai Viteazu. Ansamblu folcloric Bujorii Zaului, județul Mureș. Formația de dansuri populare maghiare din Turen. Ansamblu folcloric Cununa Chiarului, satul lung, Marea Mureș. Ansamblu folcloric Plaiuri Salajene din Oratul Crasnei, sat înfrățit cu Mihai Viteazu. Formația de jocuri tradiționale Jucăușii din Ocoliș, județul Alba. Ansamblu folcloric Iernuțiana, județul Mureș.
Vor fi invitați care vor cânta pe această scenă Alexandru Făgădar, Paula Diuri, Maria Părțilă, Maria Lazea, fete de la noi. Iar invitată de onoare va fi Veta Biriș. Am spus. Iar cu această ocazie declar deschisă activitățile zilelor localității pentru ziua de astăzi, la 12-a ediție. Și lăsați-mă câteva cuvinte să spun și pentru prietenii noștri din Ungaria. Kedves barátaink, a 12. alkalommal szervezzük meg a falunapokat. Örvendek, hogy itt mellettünk lehettek, és nagyon szívesen a szívemben vagytok, úgyhogy érezzétek jól magatokat, és jó szórakozást nektek! Să vă distrați bine și să dea Dumnezeu o vreme frumoasă. Iar rugăm pe Domnul Părinte Nica să ne binecuvânteze această zi. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o noastră și ne iartă-ne-o greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne aduce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preacucernice Părinte, binecuvintează. Hristoase Dumnezeul nostru, binecuvintează pe robii Tăi, binecuvintează osteneala într-o slava culturii și a iubirii de frumos și toată lucrarea legată de zilele satului comunei Mihai Viteazu, într-o slava lui Dumnezeu, spre bucuria inimii și a sufletelor noastre, succes Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumim frumos și, nu în ultimul rând, trebuie să aduc mulțumiri Consiliului Local, care a alocat fonduri pentru organizarea acestei zile, iar fără sponsorii noștri, care sunt nu puțini, iar această organizare nu se putea rezolva. Haideți că vă citesc câțiva din sponsorii noștri. Chiar dacă eu am pierdut vocea, dar eu vă cer scuze. Să mă citească mai târziu. Mulțumim frumos, distracție plăcută. Mulțumim, domnule primar. Mulțumim oficialilor care s-au prezentat aici pe scenă în fața dumneavoastră. Dumnealor sunt cei care coordonează activitatea în localitățile unde au venit. Folclorul este frumos, folclorul lor nu are granițe și credem că o să creeze pentru dumneavoastră foarte multe momente de bună dispoziție. Pentru ca programul nostru să se desfășurească așa cum inițial am discutat, am o mare rugăminte, să se respecte, să se respecte tot ce e prins în desfășurătorul conducătorilor de formații. Și o să-l mai citesc și eu încă o dată. Ordinea intrării în scenă. Fiii moților, rughie, încă o dată fiii moților, formația de jocuri populare maghiare din Tureni, formația de jocuri tradiționale jucăușii din Ocoliș, județul Alba, ansamblu folcloric Bujorii Zaului Mureș, ansamblu folcloric Iernuțeana din Iernut, tot din Mureș, Maria Lazea, solistă vocală, ansamblu folcloric Ploaiuri Sălăjene din Sălaj, Horoatul Cras din Sălaj, ansamblu folcloric Cununa Chioarului, județul Maramureș, ansamblu folcloric, încă o dată, rughe, cei mai bătrâni, da? Așa, dacă sunt tineri și bătrâni, Maria Părțilă, solistă vocală, care intră în cadrul ansamblului Areșana și porumează invitații soliști vocali pe care vi-a anunțat domnul primar. Am o rugăminte.
cu excepția formației din Ocoliș, care pleacă acum la masă, toate celelalte formații se duc să servească masa, este acolo amenajat, da, în cort, după ce ies din scenă. E în ordine. De acum merge Ocolișul la masă, pe urmă merg fiii moților, Rughe, Cuș și Areșana. Pentru cei de la Areșana, pentru cei mari care vor face figurații la soliștii vocali, am o rugăminte să fie prezenți aici pe la 6 fără vreo 20. Da? 5 jumate, 17, 30. Da? Vă stabiliți să jucați cu ei, că n-am făcut repetiții, hotărâți voi ce jucați în raport de felul cum se desfășoară programul. 1, 2, 3, 4 dansuri sau dacă trebuie mai multe. E în ordine? Bun. Invit în scenă formația fiii moților. Cei mijlocii, cei mici nu i-am adus pentru că încă am mici și nici nu știu prea bine să joace, dar la anul 100% vor fi în fața dumneavoastră. Acum sunt fiii moților. Numai puțin, dacă este Stan aici să vină să fixăm bannerul cu festivalul undeva cu niște cui acolo în spatele scenei. E Stan aici. Iosif.